Am văzut că a venit cățelușul la casă. Cum se simte? E bine, e puțin apatic încă, pentru că, na, s-a simțit foarte rău, încă se reface. Trebuie să-l urmărim, să sperăm că lucrurile se vor îndrepta spre bine. Dacă mai întârziam câteva ore, cred că, nu știu, că deja avea febră 40 când l-am dus, putea să moară. Norocul a fost că noi pe pat aveam o pătră albă. Și căței stăteau în pat imediat după ce au fost scoși afară la, nu știu, jumătate de oră, o oră maxim. Și am văzut ceva negru care se îndrepta spre perne. Și mi-am dat seama de la distanță că e căpușă. Și în timp ce mă îndreptam spre pat, ziceam, Doamne, să nu fie căpușă, să nu fie căpușă. Și am văzut-o. După care am verificat toată casa, am mai găsit una jos, în living. Am ridicat saltele, am verificat tot cu lanterne, cu, adică nu ceva, deci că eram o echipă de intervenție. Am verificat căței, am verificat copilul, ne-am verificat noi, adică a fost întreagă nebunie. Nu am găsit nicio urmă de mușcătură pe câine. Problema e că majoritatea căpușelor nu se înfig în piele. Adică problema e că acele căpuși au fost recoltate de pe stradă, nu de la noi din curte. Noi am stropit inclusiv casa, geamurile, ușa de la intrare, adică avem plase de țânțari, suntem foarte pregătiți pentru sezonul acesta cald, care din păcate începe foarte devreme, că nu-i normal în martie să avem căpușe și nici iarna nu-i normal să ai căpușe.